Salutări și bine ați venit la Răcit Garaj. Suntem răciți copză. Am avut o săptămână în care am stat acasă că nu se poate lucra în condițiile gripei. Și începem săptămâna aceasta cu două mașini care vor trebui finalizate până la final. O Mazda 3 MPS. Nu știu dacă am postat noi filmare cu ea, cu ce am mai făcut. Poate. În fine, are focaluri față, spate nu mai știu ce are. O să montăm un procesor de la Mosconi, o să montăm și pe spate difuzoare de la focal, nu mai știu ce model. Revenim după ce am fost întrerupți obraznic. Cum am zis, difuzoarele spate de la focal, sub scaun un amplificator, un subwoofer amplificat de la JBL, Bass Pro SL, și multiple probleme pe partea de electrică după ce mașina a fost la vopsit. Și Big 3. Și Big 3, 4. Big 4 îi face, asta nu 3, că 3 e mic. Așa. Și multe chichițele de montat înapoi, plastice care au fost date jos și nu mai știu să fie puse înapoi, pentru că așa știu băieții de la vopsitorie să facă, desfac, dar de pus înapoi. Și unitatea. Nu. Și unitatea cu Android. Că are mare gaură. Da. Și o să trebuiască să-i dăm și bordul jos, pentru că vrea să-l îmbrace, și o să și insonorizăm bordul și în spatele bordului, pentru că asta nu am făcut ultima dată când am lucrat la ea. Așa, începem cu dat scaunele jos. Ca să facem loc în partea asta va sta subwooferul. Nu știu cât de bine se vede, cam deloc. În partea asta va sta subwooferul, în partea cealaltă va sta procesorul. O să avem și noi ocazia să ne jucăm cu procesorul de la Masoi amplificat Mosconi. Pe Mosconi, mă, Mosconi. Bă, tot cu mâie, da? Da, tot. O să zicem procesorul M. Așa. Și demet, ce de șuruburi. Ok. O să fie distractiv. Să trecem la treabă. Să trecem la tarabă. Ai bădeaia de scos plastice? Da, am bădeaia de scos plastice. Să rămână, dar nu știu. În timp ce Mihai se chinuie să vadă unde mai are șuruburi torpedou, noi ne-am adus aminte că mașina a avut un soi de amplificator. Ceea ce ne ajută foarte, foarte, foarte mult. Mă rog, să nu exagerăm, da. Da, nu foarte, foarte, foarte mult, ci doar foarte mult cu montarea procesorului. Mie mi s-a rotit odată de era să-mi dau un pumn în gură. Băiatule. Da, 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 de-aia are quick shifter. Știi că e greutatea care se dă pe spate, nu că ar avea quick shifter, că e quick shifter de flex acolo, dacă asta te uiți. Asta când pierzi, arunci cu ea după ăla. Yes, continuăm. Acest Ford. Aceasta Ford. Keep the good work. Okidoki, la consola centrală. Avem două șuruburi. Una, două, acolo jos. În partea asta nu mai ține nimic. Toată partea asta de consolă iese efectiv în sus. Avem patru șuruburi stea în partea de jos, care ne ține calul. Și avem 4 șuruburi de 8, 4, 2 șuruburi de 8, care țin calul în partea de sus. În momentul de față, o să mai dăm clima la o parte care are două mufe în spate. În spate. După aceea putem să ridicăm... Nu mai ridicăm, că a ieșit. Așa. Și lăsăm asta la schimbător aici. Nu vreau să umblu la adaptarea făcută la schimbător. Cu grijă. Extragem din ecuație consola. And that's about it. Yay. Punem aici frumos la colecție. Și continuăm cu restul de defrișare de bord. O să facem și volanul, să-l dăm jos. Ăla e oribil. De dat jos. E frumos volanul, dar e oribil de dat jos. Un lucru foarte bun atunci când desfaceți un bord
este să țineți minte de unde a scos toate șuruburile astea. Și o metodă foarte bună este să faceți poze la ce ați făcut, da? Nu ca mine, care le-am scos și am uitat să fac poze. O să fie o distracție. Ca să scoateți bordul, după ce ați desfăcut toate șuruburile din partea de sus, dacă nu iese, trageți și va ieși. Are clipsuri pe găurelele astea și... Ok. Ceasurile sunt ținute cu un șurub în partea asta, un șurub în partea aia, unul aici, unul aici și unul în partea cealaltă acolo. Capacul iese efectiv prin tragere, capacul de la volan de deasupra, tragere în sus, capacul dreaptă. Volan înspre, am și o șurubeniță dreaptă. Nu dau ochii peste cap la mine, da? Subțire. Și am un foarte mare feeling că partea de sus a bordului va ieși separat de restul. Lucru care va fi dificil. Hai. Nu spune. Cine a gândit asta aici? Mazda. Connecting people. Da, făcută în colaborare cu Ford. Are panoul de siguranță la fel ca la Ford și sub torpedo. Deci acest Ford. Bun, continuăm cu... Cum iese asta de aici? Hai să pun pauză, publicitate. Care ai gândit tu porcăria asta? Pentru că de fiecare dată mai este un singur șurub. Dumnezeu știe cum a fost pus acolo și băgat și îndesat. Zic eu cum. O mână diabolică de inginer. Indice? Ca să mă chinu eu. De cum, bă? Deci l-a făcut pe tot aici... Da, partea asta altă nu mai e. Pentru limba română apăsa asta 1. Deci fii antenă, dacă ar fi făcut aici un șurub să țină partea asta, puteai să dai airbag-ul din partea asta cu totul jos. Dar pentru că ne... Trebuie să stau să desfac acum tot airbag-ul pe dedesubt. Gata, șaițe. Și cablurile astea de jos sunt ale mele. Pe ideea, domne, cineva a lucrat aici, este chiar eu, sau el. În trecut mașina a avut anulare de amplificator aici, pentru că avea râme în el, probabil, și am făcut marele bypass, ca să avem ce să desfacem un an mai târziu. Uite-l și pe Mihai, cu fesul pus în vârful capului. Nea costică. Nea Mihai, mă. Și mâna șarpe este făcut. Ca să desfacul și șurub. Merge la mână? Da. Sau la picior? Merge la două degete. La... De unde ai învățat să faci asta? Ia, stai, fii atentă, fii atentă. Scotem parbrizul? Reglez avansul. Și el este Alin. Colega mea. Ați vreodată cum arată durerea în șlap? Ia. Aha, nebunule! Revenind la oaiele noastre. Apropo, ăsta este load disturber. Dar mai are unul, mă, mâncaie. Mâncaie, da, nebunule! Da, tati! Pau! Am dat procesorul frumos, elegant, sub scaunel. Ah, genunchiul, ce-a trosnit prostul. Pe partea cealaltă a exploziei avem subwooferul legat, toate cele trebuie făcut cable managementul puțin. Pam, pam, pam. Am venit și cu mufulița de la unitate ca să putem să vedem pinajul de high input de aici, astea fiind outputurile către difuzoare. Mai avem încă un set de cablaje în aer pentru tweeterile față. Ce vrei, mă? Mă... Economie. Așa. Și am uitat să bag RCA-urile pentru subwoofer. Shit. Revenim. Semnalizare dinamică. Știe și alte jocuri de lumini? A venit Crăciunul. Ce faci, mă, cu aia acolo? Bornesc. Ce e? Borna pentru Big 3 de la HKS. Reclamă-mă asta. Pam, pam, pam. Ceva fin. Japan. Că vin sărbătorile.
Ia colindă-ne Cristi. Îl știi pe cel mai bogat turc? Îl cheamă Alcantara. A venit băiatul cu bordul îmbrăcat în Alcantara. Ne-am apucat să-l montăm înapoi. Nu mai știu când lucruri pe unde veneau, e un puzzle în momentul de față. Dar ușurel, ușurel, până diseară trebuie să fie gata. De te ți arăt o schimbă. Mi-arăți un 4-4-2? Vii să o faci pe aia ta? Trebuie să pun la acolo, dă-te la o parte. Oh. Oh. Teach me, master. Dă-i intra acum, nebunule. Nu se așează. Aia trebuia, bosulică. Trebuie să știi să-i o dai. Și acum, milionul de șuruburi. Următoarea filmare e deja când, când o asamblăm pe toată. Și târziu în noapte, e gata bijuteria asta. Am făcut un... am șters și noi de praf. Schimbător, consolă, toți invitații, volanul, volan, ceasuri adiționale, procesorul este sub scaun. Ce greu este să te ridici. Stai acolo frumos, subwoofer în partea cealaltă. Ia să facem noi chestia asta. Short shifter, bă, băiatule. Nici Ferrari n-are așa ceva. Pac, elegant. Se vede puțin ca nașpa pe navigație, care folie. Paua. Ia să dăm asta la 14. Până pornește Androidul, trece ziua, ne săturăm de muzică. Per total nu arată rău. Chiar deloc nu arată rău. Au fost câteva zile de muncă. Trebuie să ne mai jucăm un pic la reglaje, că nu le-am terminat, de fapt nici nu ne-am apucat cum trebuie de ele. Așa că ne bagă copyright. Cântă. Am terminat. Arată frumos, tare, ne place, ne-a plăcut. Dunga asta e puțin spre stânga. Nu e pișentru. Mamă, pe mine m-are nebunit chestia asta. Arată minunat, arată bestial. Mai are băiatul de montat senzorii pentru fiecare ceas în parte la motor. Ai zis că o să-i duce la mecanic să le facă frumos, elegant. După aia le cablăm. Noi am dus decât cablurile, adică depus sondele pentru ele. Totul e funcțional, totul a decurs foarte ok, fără nicio problemă. Nu avem cârțâituri.